În legătură telefonică directă cu noi, Liliana Năstase, senior editor pe 1 TV. Lili, bun găsit! Bun găsit! Pare așa un nou dosar foarte complex în care sunt implicați și oameni politici, și parlamentari, și magistrați, și așa mai departe. O suprafață imensă de pădure, 90.000 de hectare de pădure retrocedate ilegal, spun procurorii Direcției Naționale Anticorupție. Cum vezi tu implicarea lui Ilie Sârbu și ar fi o întrebare legată de faptul că Ilie Sârbu a fost ministru al agriculturii, pădurilor pe vremea aceea? Presupun că nu are legătură cu această funcție, pentru că dacă ar fi avut funcție, legătură cu funcția pe care a ocupat-o, s-ar fi cerut Parlamentului, nu? În cuvință. Cu siguranță că infracțiunile pentru care este deja acuzat Ilie Sârbu nu au fost săvârșite de către acesta în perioada în care a fost ministru al agriculturii, pentru că dacă s-ar fi întâmplat acest lucru, nu ar fi putut să fie urmărit penal fără aviz de la Parlament, având în vedere că face parte din Parlament. Cu siguranță faptele s-au întâmplat anterior sau ulterior acestei funcții, fapt pentru care a și fost pus sub urmărire penală. Este un dosar foarte complex despre mafia retrocedărilor, se vorbește de ani de zile, dacă nu chiar de zeci de ani de zile, însă niciodată nu s-au constituit nici măcar dosare penale, decât la nivel foarte mic. Iată că acum vorbim de aproape 100.000 de hectare de pădure, și vorbim despre un dosar în care sunt implicați oameni politici, magistrați și oameni de afaceri. Deci un tablou oarecum complex despre realitatea jefuirii practica a României în privința terenurilor, a pădurilor și a imobililor. Lucru despre care, repet, vorbim de zeci de ani de zile. Sper să fie să reprezintă un precedent și în viitorul apropiat. Să vedem și alte persoane care au intrat în posesia unor păduri, unii chiar a unor munți, fără ca vreodată să răspundă în fața organelor de anchetă. De aici încolo, înțeleg că și Viorel Hrebenciuc ar fi așteptat la DNA Brașov pentru declarații. De aici încolo, ce se poate întâmpla? Sigur, pentru cei trei magistrați deja implicați, CSM-ul și-a dat acordul privind arestul la domiciliu sau percheziții și așa mai departe. Este evident că procurorii anticorupție au solicitat arestarea sau vor solicita arestarea preventivă a magistraților, în caz contrar nu cereau aviz de la CSM. Cu siguranță că aceștia vor și primi o măsură preventivă, vom vedea ce va decide instanța de judecată în această privință. În ceea ce privește pe oamenii politici implicați în acest dosar, vom vedea dacă se impun anumite măsuri preventive, probabil vor fi cercetați în libertate, eventual sub control judiciar, pentru că luarea unei măsuri preventive împotriva unor senator sau deputat nu se poate face decât cu aviz de la Parlament și, după cum ați văzut numai târziu de aceste zile, Comisia Juridică nu a avut vorum nici măcar pentru Ioan Diniț, parlamentarul PC implicat într-un alt dosar împotriva căruia s-a cerut arestarea preventivă. Urmărim îndeaproape subiectul. Lili, îți mulțumesc pentru comentariile făcute și pentru detaliile oferite despre această anchetă. Așadar, Ilie Sârbu, urmărit penal de DNA Brașov într-un dosar complex în care sunt implicați și magistrați și deputați și senatori, vedem, în legătură cu retrocedarea ilegală a unei suprafețe de peste 90.000 de hectare de pădure.